bine v-am regăsit la Vedete Fără Secret aici la Busuioc TV, unde voia bună și buna dispoziție este întotdeauna gata să ajungă până acolo la inimile și în casele dumneavoastră. Nu știu cât de bine stați la capitolul Eurovision, dar dacă nu ați văzut ediția așa mai deosebită din anul acesta, să știți că ați pierdut tare, tare multe lucruri frumoase și interesante. Iar noi cei de la Busuioc TV ne străduim să recuperăm așa ușor, ușor și să vă includem în temă. Unul dintre, de fapt, duetul nostru preferat din Eurovisionul acestui an este acel format din Carolina Gorun și Daniel Șveț, pe care i-am invitat în platoul nostru. Apropo de asta, sunteți gata să-i primiți? Vă cântă chiar acum. I believe when things fall apart, I'm trusting my heart, no return. I'm stepping out and search for myself. Things happen for a reason. Learn from it and love it in the end. I'm not the same, I'm trying again. Take me anywhere my heart goes. Follow everywhere the wind blows. Going where the road will take me. Anywhere. Serii Carolina Daniel, bună seara, bine ați venit! Bună seara! Bună seara, bine v-am găsit! Eu sunt prima dată aici, deci chiar mă bucur mult pentru invitație. Da? Păi, dar eu te-am văzut la concertul, ultimul nostru concert, și mi se părea că ai fost de un milion de ori. Sunt prima dată aici. În studio, da, studio exact, dar nu la Busuioc TV. Da. Mă bucur tare mult și să fie într-un ceas bun să ne vedem mai des. Doamne ajută! Carolina este o bună și o veche prietenă de-a noastră. Noi ne-am învechit deja cu prieteniile pe aici. Avem 100.000 de ani de când ne știm. Mă bucur să vă văd așa împreună. Mersi de piesa de la Eurovision. Apropo, ce a fost cu Eurovisionul ăsta? Că voi știți mai bine că noi n-am apucat să înțelegem nimic din el. Repede a venit, repede s-a dus. Mai că nici n-am apucat să știm. Da, uite că mai era cineva care tot mă întreba, dar ce cu Eurovisionul? Că nu am reușit păi, a fost? Asta, nici măcar să înțeleg. Să vedem ce piese sunt, știi? Și atunci am zis, de fapt a fost înscrierea până pe 25
sau 24 ianuarie. Așa, și după asta, peste 5 zile a fost și audițiile și gata. Deci, audițiile live, ca să înțeleagă și lumea care ne urmărește și nu știe, că nu toți au apucat, într-adevăr, știi, să afle. Audițiile live au fost și au fost și finala. Nu știu cum să zic. Deci audițiile live au fost finala. Exact. Atunci s-a ales totul și s-a... Preselecția a fost selecția și finala. Da, un fel de, uite, Daniela m-a ajutat să... 3-1. Da, tot în 1. Ok, bun, până la urmă, asta e situația, când nu avem posibilitate. Vreau să vă întreb ce o să se întâmple cu duetul vostru mai departe. Pentru că l-ați făcut așa ca să cântați o singură dată la o preselecție acolo sau mai aveți planuri în sensul ăsta? Uite că... Evident că noi ne-am gândit această piesă pentru Eurovision, dar totuși dacă nu am trecut mai departe, dar eu cred că mai avem șansă. Nu cu această piesă, cu alta, dar eu cred că câștigăm noi până la urmă Eurovisionul ăsta. Sunt optimist, da. Eu cred că poate și un videoclip o să facem la această piesă. Deci să înțeleg că ar putea să aibă. Da, deci e o piesă care totuși o colaborare foarte interesantă, cum și mai ziceam mai anterior, că cu vocile noastre se contopiesc foarte bine, câteodată chiar și nu înțelegem cine cântă. Da, ați observat, da? Și ați observat și voi ce am observat și noi? Că vă asemănați? Da, ne asemănăm. Se asemănă timbru vocal și timbru vocal și foarte bine. Un semn. Un semn că... Băi, nu trebuie să te oprești aici. Stai așa, ia să vedem, dar până ca să vedem ce o să fie, să vedem cum a început, de fapt. De unde a pornit această idee de colaborare între voi și de unde aveți așa piesă frumoasă? Ideea de colaborare mi-a părut mie. Eu vroiam de mult un duet. Aha, deci tu l-ai ales pe el. Da, eu l-am ales. Eu l-am telefonat, i-am propus, a zis că ascultă melodia și dacă îi place, de ce nu? Mi-a spus foarte repede, mi-a dat un răspuns, că i-a plăcut această piesă. De fapt, fetele ne-au transmis mai multe piese, dar eu am ales această piesă și i-am propus-o lui Daniel din toate. Nu i-a mai dat să le asculte pe celelalte. Am zis, deci asta e. Uneori bărbații trebuie să facă ce vor femeile. I-a plăcut, a acceptat și a început colaborarea noastră. Stai așa, tu ai zis, fetele ne-au dat mai multe piese, de parcă toată lumea care ne urmărește știe despre ce fete este vorba. Noi știm despre ce... Păi eu știu despre ce este vorba, pentru că, da, eu știu cine sunt autorii acestei frumoase melodii, pentru că am colaborat și eu, dar să zici tu mai multe, că o să ne urmărească și fetele și trebuie să le dăm și salutări și, aoleu, toată... Da, în primul rând vrem să le mulțumim pentru această... So, thank you so much, dear. Thank you so much, girls. Ilva, Linda, Persson. From Suedia. From Sweden. From Sweden. From Suedia, iauzi, facem aici alibile. Two clients from Sweden. Girls to... Goes to Daniela and Carolina. Hey, Moldova! Da, și 12 puncte de la noi merg către Suedia. Suedia, da. Deci fetele v-au făcut piesă. Tu nu ești la prima colaborare cu ele, apropo? Nu, am mai colaborat în 2015. Tot la Eurovision? Tot la Eurovision, da. Când acum? S-a permis atunci, de pe atunci parcă s-a permis colaborarea între compozitori internaționali. Și da. E bine această... Ne mai vorbind, că am lucrat și eu cu ele pentru Eurovision și au cântat și la mine în backing vocal pe scena Eurovisionului. Și tu, da, dar tu nu ești din Suedia și nu tu ai... Noi despre Ilva și Linda vorbim acum. Da. Trebuie să le lăudăm că ne urmăresc. Poate eu nu am așa multă experiență cu colaborare cu ele, dar pot să zic că sunt foarte organizate. Eu ar zice, asta nu traducem în engleză, eu ar zice prea de tot, dureros de organizate. Deci pe mine mă scoteam la pensie câteodată, mă puneam la treabă, știți cum e. Mesaje peste mesaje. Da, și indicații, băi, ce aveți de făcut, ce trebuie să schimbați. Diana mi-a zis același lucru. Diana Rotaru. Diana Rotaru, care tot a interpretat o piesă din... Da, sper să vorbim și cu ea despre colaborarea asta. Avem ce învățat la ele și cred că, nu știu cum voi, dar eu precis am lucrat cu multe echipe și în partea de clasă. Da, mai puțin am lucrat. Nu, clasă, că vorbim și cu orchestre, cu toate astea, da, și înțeleg că acolo nu era atât de mult organizare, dar aici chiar așa o piesă frumoasă s-a organizat foarte repede. Măi copii, dar voi erați înainte de asta prieteni sau nu vă cunoșteați?
Înainte de colaborarea voastră. Cunoaște. A, vă cunoașteți. Da, eu, de exemplu, vizual și în general ne-am mai întâlnit tangențial, da, cu Daniel, dar nu am colaborat. Adică nu suntem, suntem prieteni de scenă sau colegi de scenă, nu suntem într-o relație foarte apropiată. Cum erați voi? Asta mă interesează. De exemplu, tu cu Daniel erai cum sunt eu cu tine? Nu. Mai bun? Mai bine? Nu. Nu ne cunoșteam atât de bine. Deci nu vă cunoșteați. Îl cunoșteam doar din colaborarea cu prietena mea, Ala Zasmenko. Așa, am înțeles. Au făcut o piesă și... Deci prietenul prietenului meu este și prietenul meu. Exact. Funcționează zic ala. Cunoștință, ne-am împrietenit, după asta cumva și mama lui și el îmi dădea like-uri, eu la fel dădeam like-uri, ne-am prietenit pe Facebook, dar nu am reușit să stăm la un pahar de vorbă sau ceva și uite că cumva Eurovizionul ne-a apropiat un pic, dar n-am reușit mai multe, trebuie să ne întâlnim mai des sau... Să începem să facem un videoclip și atunci o să comunicăm mai mult. Eu țin minte că când am eu cu Ala în studio, era și Carolina atunci. Asta a fost 5 ani în urmă. Dar tot ce făceai acolo? Asistență? Da, ea... Asistență de platou, ce? Ea discuta cu Gicu Cimbir. Da? Noi repetam piesa noastră în duet și cumva eu vedeam cum ea lucrează cu Gicu, care e atmosfera, care cu... Uh-huh. Și băi... Ar fi fain și cu ea să fac ceva. Te-ai gândit atunci? Tu vezi cum ai atras de la univers. Lucrează. Nu, Daniel este pe lângă faptul că este foarte mega talentat, eu spun despre asta mereu, cu el e ușor să colaborezi, pentru că tare mult contează să găsești, știi, limbă comună, cum să spun. Limbaj, da. E bine și limbă, da. Așa, mai bine limbaj. Exact. În cazul vostru. Exact, trebuie să comunicăm bine. Scuză că râd, dar mie îmi place când la emisiunea asta ies glume. Că de obicei am foarte mulți oameni serioși cu care nu pot să glumesc. Trebuie să mă țin în frâu, dar cu voi îmi place că să-ți ies din gașcă, știi? Da. Și cu voi îmi permit să glumesc. Și eu îmi permit împreună cu tine să mai spun poate și un altceva, așa, exact. Mai moldovenesc. Asta zic, suntem de-a noștri. Nu trebuie să ții, suntem de-a noștri, asta zic. Eu deschid paranteza să înțeleagă lumea de acasă, că aici e un fel de mai mult decât emisiune, e un fel de suntem ca de-ai noștri. Exact. Da. Foarte bine, ne simțim în familie. Într-adevăr, și a fost ușor. Deci voi, uite, tu ești profesor de canto, din câte știu eu. Și da. Profesor. Asta zic, ești și profesor de canto. Carolina este profesionistă, nu se discută, ambii sunteți, dar nu a avut apucături sportive, știi genul, eu sunt profesor, cânt așa sau fă așa, ați avut chestii în astea să vă corectați, să vă corijați, să vă... La interpretare nu, dar la ideile din scenă, ce să facem, ce mișcă, ce mimici, ce transmitem, uite asta, nota 10 din partea mea. Deci el s-a implicat la regia scenică, da? Exact. Da, cumva eu știu așa de la Academie, că această concurență vocală între cântăreți mereu va fi și nu e bine, fiindcă totuși vorbim despre artă și interpretarea, maniera interpretării la fiecare diferit. Deci ca profesor de canto, da, mereu ai la ce lucra, mereu ai ce spune. Dar aici nu a fost cazul, fiindcă... Păi, fiindcă mai era și Gicu Cimbir, care... Foarte bine. Care a fost profesorul vostru la... Gicu v-a ajutat la imprimare? La imprimare, da, dar și la câteva idei, de asemenea. Adică să se armonizeze toate. Repetiții, da, cumva. Deci analizat într-o parte toată situația. Într-o parte se aude altfel, știi? Noi credem că noi cântăm perfect, uite, dar poate... Avem careva moment și atunci când este o persoană profesionistă... Da, dintr-o... Exact, și deci el a văzut dintr-o parte, domnul Gicu a văzut dintr-o parte și voi, între voi, nu v-ați certat. Nu, cred că n-ați. Dar eu cred că, cumva, nu știu, noi suntem așa mai mult fire pacifistă, pot să zic eu. Da, noi astăzi am constatat. Chiar astăzi am constatat la o emisiune. Da? Dar și, da. Dar și noi vorbeam în culisele emisiunii, nu ziceam că suntem mirăvâie, vorba aia. Înțelegeți? Bun, este momentul să luăm o pauză frumoasă muzicală. Când o să veniți separat, o să vă întreb separat de proiectele voastre, de piesele voastre. Astăzi da. Să vorbim mai mult despre prietenia voastră și duetul și ce să mai apucăm. Cred că o să-l invităm pe Daniel să ne cânte ceva în premieră la această emisiune frumoasă, cea mai frumoasă emisiune din Mapa Mond, desigur. Ce o să ne cânti, maestre? Stai, așa trebuie să fie. Da, ok. Acum răspunde, așa, da. Răspunde serios. Deci,
You Are The Reason. E o piesă, un cover, hai să zic așa, dar care totuși mă descrie ca persoană romantică. Uh-huh. Și cred că cei care o să ne urmărească o să savureze împreună cu mine această piesă. Așa să fie, sunt sigură că așa va fi de fapt. Dragi prieteni, chiar la această clipă ne cântă, ne directează auzul Daniel Șveț, după care revenim la discuție. Goes my heartbeat, 'cause you are the reason I'm losing my sleep. Please come back now. There goes my mind racing, and you are the reason that I'm still breathing. I'm hopeless now. I climb every mountain and swim every ocean just to be with you and fix what I'm broken. Oh, I, 'cause I need you to see. The reason there goes my hands shaking, and you are the reason my heart keeps bleeding. I need you now. If I could turn back the clock, I'd make sure the light feed in the dark. Spend every hour or every day keeping you safe. I climb every mountain and swim every ocean just to be with you and fix what I've broken. No, oh, 'cause I need you to see that you are the reason. You are the reason. I need you to hold me tonight. Up every mountain and swim every ocean just to be with you and fix what I've broken. 'Cause I need you to see that you are reason. Cu mult drag și aplauze furtunoase, revenim, prieteni, mersi tare mult, foarte frumos. Mulțumesc. Și noi mulțumim. Apropo, eu aș zice că aceasta, noi să nu uităm de fapt în ce lună ne aflăm, că suntem o lună dedicată femeii, luna martie. Și luna mea de naștere. Da, floricica noastră de primăvară. Și eu zic că această dedicație muzicală ar fi un cadou din partea lui Daniel pentru toate telespectatoarele noastre. Corect. Ce zici? Da, totuși dragoste porniște de la femei. Ești eu... Sunt adeptul acestui principiu, hai să zic, mm-hmm, în viață. Pornește, dar dacă voi nu... Nu puneți gaz pe foc, dacă nu băgați gaz pe foc, nu iese. Atenție! Deja e armonie aici, E altă lume. Apropo de asta, cât l-am prins acum așa pe zona asta, Carolina, cred că îmi dai voie să-l descos un pic. Sigur. Care sunt cele mai importante femei din viața ta? Pe cine ai felicitat tu? Uite, de 1 martie, de 8 martie. În primul rând, mama.
Așa, salutări, stimată doamnă, să trăiți înfloriți. Apropo, mama lui ne susține. Și da, mi-ai zis că, ai zis și mai devreme, că like-urile pe site-urile de socializare, ea vi le face și vizualizările. Știi, da, mai bine, cu iubesc foarte mult și ea este premisa la toată cariera mea. Ce copil cu minte, doamne? De doamne la toată lumea, așa. Deci ea și un buchet de flori mare nu-i de ajuns pentru dragoste care am față de ea. Deci ea, chiar ea e cea mai importantă femeie în viața mea, la momentul dat. Fiindcă totuși vreau și eu să mă căsătoresc, să am copilași. Deci la un moment dat o să împarți inima. Da, dar acum să înțeleg că nu e împărțită. Acum nu. Aha, fetelor, plus uno, iu! Nu, dar știi că eu când vin băieții aici întreb și deja fac calculul, minus 1, plus 1, minus 1, plus 1. Când e minus 1, fetele să, nu de mine, că eu le-am strecut, he, he, he. Dar fetele astea care vânează burlaci pe la noi, pe la emisiune, știi? Să gândesc, băi, când e plus 1, e de bine. Da, că cu mare drag. Că la noi, cu mare drag, fetelor, săriți acuia acu. Că, noi, că la noi cu Carolina, nu săriți. Nu săriți. Noi cu, la noi cu Carolina toate sunt clare, deja nu avem treabă. Noi nu suntem pericol pentru tine, stai liniștită. S-a găsit alta care să-ți mănânce sufletul și capul și tot ce-i mai avea tu acolo. Daniel, băiatul, mame, ți-o mâncat fetele? Ce? Nu știu. Nervi. Uite, bă, ce băiat cu minte. Cum a zis, de pace, înțelegi? Suflet de pace. Da, cum a zis, mai sus. Cred că lucrurile așa în univers, nu știu cum se leagă, se adună, că adună oamenii de același gen la un loc. Iată, eu mă uit acum pe care nu o cunosc foarte bine și pe tine, că voi energetic semănați, vă completați, că sunteți da. Ok, da? Ați remarcat și voi asta. E foarte important când... Da, câteodată e important și contrastul ăsta, dar aici... Nu cumva... știu, la colaborare de așa gen, totuși e mai bine să fim pe aceeași undă. Da. Și mie îmi place să fiu pe aceeași undă, pentru că noi mergem pe un drum, de exemplu, Eurovisionul, da? Care avem un scop comun. Dar când deja începe să te contrazici, nu știu ce, atunci nu mai este nimic. E important unitatea. Și... Da, știu că atrag toate părțile. Dar voi v-ați împrietenit deja? Puteți să spuneți că sunteți prieteni? Sigur, eu da. Eu cred că da, fiindcă totuși... Acum, mâna pe suflet, nu v-a pus nimic, cred că, întrebarea asta de voi, așa, de data ați răspuns-o? Nu. Nu, așa. Nu. Dar eu mă simt cumva deja alături de ea, așa, familiarizat, zic așa. Da, eu chiar îi spun multe lucruri care poate cu altcineva nu aș discuta și nu i-aș spune. Vorbesc deschis cu un prieten. Da, chiar de când... într-o zi stai că nu l-am găsit, nu-l găseam și gata eram să-i scriu măi pe președintea țării și mai repede mă găsit decât pe tine. Dar n-a reușit să-i scriu că el a revenit totuși cu un mesaj, știi? Că l-am sunat și... A doua zi tocmai mi-a răspuns și vreau să-i scriu. Așa, să-ți scriu eu ție, să-ți pun ca la noștri. Știi că cu a noștri poți să-ți permiți. Da, cu... Mai multe. O vorbă mai așa, mai picantă. Zic, revine el, cu siguranță revine. Tu ziceai, Carolina, că nu prea ți-a apucat înainte să stați la pahare de vorbă. Da. Acum deja s-a clarificat întrebarea asta. Noi am depistat că noi trăim alături, da. A. Același sector, probabil. Vai, de capul meu. Nu pe sector, dar chiar aceeași stradă. Da. Chiar aceeași stradă. Suntem în câțiva pași în distanță. Deci... N-am știut. Cântăm aceeași melodie, avem vocile foarte asemănătoare, suntem pe aceeași frecvență, lungime de undă, trăim pe aceeași stradă. Mamă dragă, câte vă leagă. Da. Să înțeleg că ar mai urma și alte colaborări afară de asta? Mie mi-ar plăcea personal, pentru că place ce sună atunci când vocile noastre se lipesc, da? Și mi-ar plăcea, de ce nu? Eu tot cred că cu mare drag. Dar publicul, lumea, ce zice? Oameni de-ai voștri, oameni fani, oameni străini, ce zic despre... Oamenii mei, povestea asta. Da, prietenii și toți care au văzut, au fost pe unda Eurovisionului, au spus că le-a plăcut tare, tare mult prestația noastră, le-a plăcut melodia, în primul rând. Și... Melodia semnată de Ilva și Linda Persson. Trebuie să... Să da. Spunem? Așa, cum ar fi. Tu, da. Da, le-a plăcut. Și au mai fost și străini care, de asemenea, ne-au scris comentarii frumoase. Deci au fost oameni care au zis că voi ar fi trebuit să reprezentați țara? Au fost. Da, sigur că au fost. Au fost care poate
nu le-a părut nimic interesant din Eurovisionul din acest an. Mai sunt. Da, mine, oamenii, spre exemplu, cunoscuții mei și oamenii care mă urmăresc au zis că n-au auzit piesa. Doar au văzut că, uite, poze împreună și particip la Eurovision în duet. Uh-huh. Și mă întreabă, păi, ce nu singur? Prea multe colaborări ai avut până acum, prea multe duete sau în band am fost, multe band-uri, da? Și de asta, cumva ziceam, o să auziți și o să vedeți. De ce? De ce, da. Aha, și am înțeles. Nu au auzit, da. Au zis că merită. Deci e frumoasă de duet. Da, nu avea să sune așa cum sună. Eu am câțiva critici, să zic eu, care îmi spun dacă e bine sau e rău. Și atunci când au auzit piesa noastră, au zis că sună nu a Moldova, sună ceva... Păi și normal, că a venit de la Suedia. Sună ceva internațional, anume nu doar piesa sau linia melodică, dar da, voi totul. Și normal, normal. Da. Învățăm suedeză? Nu cred. Da, e ok cu engleza, e ok cu engleza. Stați bine cu engleza. Ok. Este... Ilva... Ilva și Linda, da. Ilva și Linda ne învață suedeza. Nu, dar ele comunică foarte ok cu engleza. Suntem... Da, foarte bine. Voi... Salut! Voi sunteți mulțumiți de... prestația voastră și de rezultate, să zicem așa. Eu nu am studiat, nu știu pe ce loc v-ați clasat. Sunteți mulțumiți de ce a ieșit așa într-un final sau aveți reproșuri? Sincer să-ți spun, în Moldova nu este organizarea ceea care, la care se așteaptă un artist, fiindcă totuși comparăm cu alte țări, vedem cum este organizarea acolo, chiar și în România, chiar și în Ucraina. Și noi cumva sperăm că o să ajungem la acest nivel. Dar mai bine ți imaginezi că păi, de ce Moldova așa organizează, de ce să nu organizeze ca în țările din Europa, spre exemplu, Uniunea Europeană. Sau măcar cum era înainte la noi, că tot mai era un pic de vâlvă, știi? Da, sau măcar așa, fiindcă totuși păi, artă e divertisment, e interesant și lumea fără artă nu poate. Deci este o pistă foarte, foarte... bună pentru un artist, este o pistă bună și pentru cei care vizionează, da? De fiecare dată ți-e interesant să privești show-urile astea tot mai grandioase și mai grandioase, dar noi cumva nu avansăm în lucrul ăsta. Eu cred că pandemia și-a spus cuvântul. Punctul și de asta a ieșit... Sărăcia, pandemia, ieșit. Ma, exact. Vorba aia. Pandemie, are. Sărăcie, exact. Dar sperăm că revenim la ceea ce a fost. Eu vă urez mult succes. Atât în carierele voastre solo și alte activități pe care le aveți. Ce să zic, domnul profesor, doamna interpret, doamna mamă, doamna soție, deci pe toate sferele să fiți, domnul Vitor Mire. Să vă meargă bine în toate. Să avem multe lucruri frumoase și interesante de discutat atunci când ne revedem cu voi. Și să știți că vă aștept și separat, dar vă aștept și, de ce nu, după cum a zis că ar fi posibil, cu duete frumoase. Mulțumim mult pentru invitație și dispoziție și chiar m-am simțit aici, ca acasă. Ca acasă, da? Ei, noi ne bucurăm când oamenii spun asta. Emoțiile pozitive sunt cele care ne ajută să trecem prin toate. Exact. Fără ele... Nici de cum. Deci dacă nu avem emoții, suntem roboți. Exact, și da. Deci nu e doar important să vorbești frumos în fața unei camere sau în fața telespectatorilor, dar e important să fii... Tu să fii real, deschis, da, așa cum ești. Da. Ei, voi sunteți reali și mine asta mă bucur foarte mult. Mi-a făcut plăcere să vă aud, să vă văd. Mulțumim. Să vă reau în revăd. Dar înainte ca să plecați, trebuie să ne gândim pe cine să punem la treabă de data asta. Trebuie să chinuim un suflet, că nu putem să încheiem emisiunea asta ca oamenii normali, să ne lăm rămas bun. Trebuie să ne cânte cineva. Trebuie să, da, să profităm de talentul cuiva. Și cred că este la rând Carolina. Da, dar ce să ne cânti, dragă? Voi cânta Sublime, piesa de 2015 de la Eurovision. Tic-tac, tic-tac, oh, Ilva și Linda, perso. Tarara, tarara, oh, tic-tac, tic-tac. Da, ceva de... Da.
Bun, înseamnă că, draga mea, îți ofer cu drag scena platoului nostru. Pe voi vă aștept și data viitoare. Am zis asta, dar mai zic pentru orice eventualitate, ca să nu uitați. Bine. Da, și cam așa trebuie să încheiem emisiunea, că ne presează timpul și o să concediem prezentatoarea. Dragi prieteni, vă mulțumim că ați fost cu ochii pe noi la Vedete Fără Secrete la Busuioc TV. Daniel Șveț și Carolina Goron au fost oaspeții noștri din această seară. Iar acum ne cântă Carolina Goron, după cum v-am promis, ca să încheiem emisiunea cu multă voie bună și energie pozitivă. Pe curând, o seară frumoasă! One thing, check you out. One wing, there's no doubt. Can't get enough of this sweet temptation. You're my like star. Meet me at the bar. Impatiently waiting for sensation. Tick-tock, tick-tock. Oh,